Vei ce ale? Citeți câteva versete din Coloseni, capitolul 3. Începem cu versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși ale lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Foarte bine s-ar putea asemăna creștinismul de azi cu sperietorile ce le pun oamenii prin semănături să le apere de ciori și alte păsări. Ciorile și păsările se sperie o bucată de vreme de omul din holdă. Dar nu mult ține această spaimă. Păsările află că acest om n-are viață și putere în el. E grozav la înfățișare, dar nu se mai tem de el. I se suie pe umeri, îl murtăresc, ca și când și-ar bate joc de el. Așa este și creștinismul de azi. La vedere, creștinismul de astăzi e îmbrăcat în frumoase forme creștinești. Păsările cele rele, ciorile iadului, îl văd de departe și se sperie de el. Se îngrozesc când îl văd botezat, însemnat cu semnul crucii. Dar apropiindu-se de el, află că nu este viață și putere de creștin în el. Și aflând acest lucru, ciorile iadului nu se mai tem de el, își bat joc de el. Astfel de creștini sunt ca o sperietoare de păsări într-un obor de castraveți. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă nimic. Iubiți frați și surori, avem înaintea noastră Evanghelia acestei minuni din Capernaum și nu de puține ori ne-am aplicat împreună asupra acestor versete din Sfânta Scriptură. La ceea ce s-a întâmplat în Capernaum și de multe ori mi se întâmplă sau ni se întâmplă să revenim asupra multor versete din Sfânta Scriptură, asupra unor pasaje din Sfânta Scriptură și de fiecare dată să regăsim noi și noi înțelesuri, noi și noi comori, noi și noi daruri prin care, iată, cu fiecare întâlnire, cu fiecare sărbătoare, cu fiecare părtășie, frățească Duhul Sfânt să ne aducă, iată, în viața noastră ceva nou din aceste învățături. M-am oprit și eu de multe ori asupra acestei minuni și am văzut de multe ori că e important să vorbești despre prietenie. Este important să vorbești despre admirația Domnului la un moment dat. Spunea Părintele Nicolae Ștandra, o minune, iată pe care Mântuitorul o săvârșește, doar privind la gestul, la acțiunea acestor patru prieteni. Și am zis că e foarte important, iată că e atât de grozav lucru, ca Mântuitorul să facă o minune din admirație. M-am oprit de multe ori asupra înțelesului și anume ce înseamnă să trudești împreună, ce înseamnă să ții greutatea unei tărci, a unui frate. M-am dus cu gândul la ceea ce spunea fratele Drean într-una din poeziile sale, ce lucru mare și de folos este să găsești prieten, iată, la încercare. Ce lucru important este când îți este bine, când ești sănătos,
când ești și îți merg toate bine să-ți găsești prieteni potriviți de încercare. Pentru că atunci când omul este sănătos, așa cum s-a amintit mai devreme, când omul este pe culmile acestei vieți, acestei lumi, este înconjurat de foarte mulți prieteni. Dar cât de folos până când să-ți găsești prieteni de încercare. Dar pentru prima dată am citit toate cele trei evanghelii, din celelalte evanghelii, unde se menționează această minune din Capernaum. Și adevărat că acest slăbănoc, am citit acest cuvânt al Părintelui Iosif despre aceste sperietori de ciori, cei care ați crescut la țară și nu numai, probabil știți ce reprezintă. Două bețe sau un băț îmbrăcat în haine omenești să sperie păsările. Dar nu are neapărat o formă coerentă sau nu are neapărat greutate. Ce are doar rolul acesta de la depărtare să sperie păsările celor care aduc pagubă în ogor. Și am zis, iată, la gândul acesta al Părintele Iosif și la toate aceste versete din toate cele trei evanghelii de la Matei, Marcu și Luca. M-am dus cu gândul și am spus că dacă n-ar fi făcut cunoscute gândurile celor din gloate, din mulțime, Mântuitorul, poate că minunea s-ar fi încheiat așa cum a început. Și anume, omul acesta, slăbănocul acesta, atrofiat, slăbit, ar fi ieșit cu păcatele sale, iertate de Mântuitorul, ar fi ieșit din casa aceasta și ar fi mers mai departe. Și de punct de vedere trupește, ar fi plecat la fel. Dar dacă vedeți în versetul 2, iată, în Evanghelia de la Matei, capitolul 9, i-au adus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Iisus l-a văzut, le-a văzut credința și a zis slăbănocului, îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Dacă Mântuitorul n-ar fi făcut cunoscut tot ce era în inima acestor oameni, mi-am pus întrebarea în momentul în care iată, am rămas din nou asupra acestei minuni din Capernaum. Ce s-ar fi întâmplat? Mântuitorul are această putere, iată, de a cunoaște rărunchii sufletului nostru, rărunchii inimii noastre. Și cunoaște tot ceea ce este în inima noastră și în sufletul nostru. Ceea ce Sfântul Evanghelist Marcu menționează, zice, Mântuitorul face cunoscut tot ceea ce murmurau ei. Probabil și noi de multe ori se întâmplă să spunem ceva, dar fără cuvinte. De cele mai multe ori ne putem spune celui de lângă noi ceva, fără să ne folosim de cuvinte. De cele mai multe ori putem îngropa pe cineva fără cuvinte. De multe ori, puterea aceasta a gândului nostru poate ucide pe cineva. În Evanghelia aceasta și în minunea aceasta, iată, gândul celor din mulțime, acestor cărturari care nu murau, îl fac pe Mântuitorul să meargă mai departe. Îl fac pe Mântuitorul să meargă mai departe și se îndreaptă către cărturari care în mintea lor au spus despre Mântuitorul culește. Nu s-au auzit niciun cuvânt în casă. Nu s-au folosit de niciun cuvânt. Și în mintea lor și în inima lor au spus, probabil stând pe bancă, probabil și acum cineva când eu vorbesc, poate spune ceva despre mine. Cu gândul. Fratele vorbește. Dar știm ce săvârșește. Mântuitorul a spus că iartă păcatele acestui slăbănoc. Dar culește. Și a fost pus cu gândul. Mântuitorul merge mai departe pentru că aveți gânduri rele în inimile voastre. Minunea de astăzi merge mai departe. Și nu vreau să rămân asupra ei, ci vreau să spun ceea ce m-a cercetat pe mine cu privire la această minune, la această evanghelie. Am zice că cea mai mare nevoie a acestui om astăzi a fost, sau cea mai mare dorință a lui, a fost să meargă din nou pe picioare. Și numai cine a fost țintuit odată la un pat,
știe ce înseamnă această dorință. Vedeți despre greutatea Părintele Iosif, după multele sale drumuri, operații și chinuri, ajunsese la o greutate ce am putea spune noi, am putea o lua într-o mână, 30 și ceva de kilograme. Pentru un om, este ca o sperietoare, fără greutate. Și m-am întrebat, ce a fost oare așa de greu ca să fie cărat de 4 persoane, de 4 inși, de 4 prieteni? Ce a fost așa de greu? Are tot Frate Adrian, tot în multele sale versuri și de multe ori găsim răspunsul ori în cântare, ori în poezie. E așa de greu păcatul. E atât așa de greu păcatul. Mântuitorul săvârșește această minune și îi spune acestui slăbănoc, acestui om atrofiat ca o stafidă. Păcatele sunt iertate. Nu spune niciunul dintre evangheliști de ce a ajuns așa. Nu spune niciunul din evangheliști care a fost cauza care l-a dus în această stare. Dar cred că pe drumul acesta până la Capernaum, acest prieten, acest om, și-a spus durerea lui, și-a spus oful lui celorlalți prieteni. Și-a spus probabil de ce a ajuns așa. Și ajunge înaintea Mântuitorului și, iată, fără să fie menționat pe pagina Sfintei Scripturi, se vedește că prioritar și cea mai mare dorință a unui om, și apoi o să merg mai departe, când o să vorbesc despre cea mai mare dorință a noastră, a celor din adunare, a celor din noastră Domnului, a celor de aici, din casa de adunare, a fost dorința de a fi iertat. Nu există înaintare într-o casă, într-o familie, între doi soți, între părinți și copii. Nu există înaintare în trupul acesta al bisericii și nu întâmplător. Apostolul de astăzi vorbește despre felurile acestea de daruri date pentru trupul bisericii lui Hristos, pentru că fiecare își are locul lui, fiecare își are slujirea lui, fiecare are partea lui. Dar nimeni nu poate înainta dacă mintea sau inima noastră sau demonul nostru spune că eu nu mai vreau să fiu în torace fără tine. Lămânul nu poate spune inimii, eu nu mai pot să lucrez în același loc cu tine, pentru că am nevoie să lucrez de una împreună cu cealaltă. Dacă în viața unui om sufletește, intervine atrofierea, această slăbiciune. Și nu întâmplător, Evanghelia de astăzi ne pune în oglindă starea trupească a acestui om cu starea lui sufletească. Este pentru că cea mai mare nevoie a noastră când, iată, suntem purtați de alții, suntem într-o astfel de stare de slăbire, este să putem fi iertați. Și Frate Adrian vorbește în primul rând despre nevoia aceasta de iertare a omului, în primul rând, de la Dumnezeu. Omul are nevoie de dragoste și de iertarea lui Dumnezeu, dar în al doilea rând, omul are nevoie de iertarea celor din jurul său. Dacă o biserică, o adunare, nu poate înainta, are această formă de paralizie, dacă este o numesc. E o formă de paralizie. Este dovada că cei din ea, cei din trupul ei, pe lângă faptul că probabil se pot iubi, pot declara că se iubesc unul pe altul, ca să înainteze, însă nu se mai pot ierta. Poate că e un cuvânt din Evanghelia zilei de astăzi care ar trebui să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Cei mai mulți oameni aleargă astăzi după multe lucruri din lumea aceasta. Dar cei mai împovărați oameni, cei mai împovărați tineri, cele mai împovărate suflete, iată, care aleargă în lumea aceasta pe o targă, probabil, au cea mai mare nevoie de iertare și de iubire. Dacă în acest spațiu al adunării noastre, al trupului lui Hristos, aceasta nu se întâmplă, mă întorc la ceea ce am citit din Părintele Iosif. Suntem niște sperietori de ciori, fără putere, fără ca oamenii să ne urmeze, fără ca oamenii să ne dea un exemplu.
Și s-a zis de vreme că e adevărat. Iată, uneori poți fi vorbe. Dar și fără vorbe, iată puterea gândurilor. Din Evanghelia zilei de astăzi a mers mai departe și a dovedit, iată, frumusețea prieteniei acestor oameni. Mărimea sufletească a acestor prieteni, care au făcut din, iată, din minunea de astăzi, din Capernaum, o zi, dacă aș putea spune, în care împietrirea n-a mai fost. La un moment dat, Mântuitorul mustră, pe lângă multe alte cetăți, prin locurile pe unde a încercat să pătrundă cu cuvântul, cu vestea cea bună, cu vestea cea bună a împărăției sale, printre care era și Capernaum. Dar iată, pentru puțin timp, pentru această zi în care Mântuitorul vine în Capernaum, împietrirea a încetat. Și avem și noi cântarea, tot la frate treabă mă întorc. Capernaum, Capernaum, cetate, cercetate. Câte minuni s-au petrecut în fața ta odată? De câte ori ai fost chemat? Și totuși, ce împietrire? Ce mulți ca tine nu-și cunosc divina lor iubire? Iubiți frați și surori, o gură de aia pentru Capernaum a fost minunea din această casă. Și ne face pe noi să medităm câte nevoie avem și noi astăzi să putem merge mai departe. Nu-i de ajuns, iată, să fii sănătos trupește, să le ai pe toate, să fii pe tot ceea ce îți oferă ziua de astăzi. E nevoie, iată, de ceea ce Mântuitorul oferă în dar acestui om în Evanghelia zilei de astăzi. Spune la un moment dat, Adrian, vis-a-vis de acest gând cu care am să închei, singura datorie a noastră, a celor care spunem și mărturisim că suntem copii al lui Dumnezeu născuți din nou în lucrarea Lui, zice frate Adrian, singura datorie a noastră este datoria de a ierta. Singura datorie a noastră față de cel de lângă noi este datoria de a ierta. Dacă înțelegem pe deplin și profund și împreună cu toții această datorie, putem merge mai grăbit, mai departe, mai frumos împreună. Amin, să fie Domnul. Veci, amin. Amin.